Plătești cel mai scăzut preț al gazului de la începutul războiului din Ucraina. Prețurile în groa ale gazelor naturale din Europa s-au redus, iar scăderile continuă în condițiile în care iarna relativ caldă a conservat stocurile. Prețul gazului are un impact și asupra celui de energie electrică, deoarece multe centrale electrice europene ard gaz pentru a produce electricitate. Discut despre acest subiect cu Ionuț Purica, expert în energie. Bună ziua! Bună ziua! Cât de mare este impactul vremii asupra pieței de energie? Trebuie înțeles un lucru foarte clar din punct de vedere al contextului în general. Noi vorbim de schimbările climatice ca un fenomen aproape apocaliptic care nu poate să ducă decât la lucruri rele, la dezastre și așa mai departe. E adevărat, vedem în Statele Unite, de exemplu, o furtună de zăpadă cu efecte puternice din punct de vedere al rezidențialului, chiar și al industriei. Dar mai există și unele efecte pozitive, mai ales în ceea ce discutăm acum, legat de creșterea temperaturii, deci la extrema cealaltă a înghețului și zăpezii, care, după cum se vede în momentul de față în Europa, nu produce numai efecte asupra agriculturii, hai să zicem secetă, de exemplu, ci produce și niște efecte pozitive din punct de vedere al consumului de gaz natural pentru încălzire. Din punctul ăsta de vedere, evident, nu putem spune că nu trebuie să reducem emisiile de CO2 sau să dezvoltăm niște politici de schimbări climatice pozitive, dar e clar că sunt momente, cum este cel pe care îl trăim acum în România mai ales și în restul Uniunii Europene, cu temperaturi mari care servesc și favorizează consumuri mici de gaz pentru încălzire, atât curent electric cât și încălzire efectivă, cu energie termică. În condițiile astea, dacă vreți, nu mai e generalul Iarnă care ajuta pe ruși în invaziile lui Napoleon, ale lui Hitler și așa mai departe. Se pare că generalul Iarnă îi ajută acum pe cei pe care rușii îi invadează în perioada asta. Și e foarte clar că va trebui să avem o serie întreagă de elemente pe care va trebui să le reanalizăm din punct de vedere al pieței de energie, gaz natural, centrale electrice, sistem de energie electrică. În condițiile astea, e clar că în momentul de față consumul de gaz a scăzut și a scăzut substanțial, astfel încât ideea că vom avea rezervoarele goale la sfârșitul iernii începe să nu mai fie chiar cel mai rău scenariu. E posibil să mai rămână gaz în rezervoare datorită consumului redus și, bineînțeles, Uniunea Europeană continuă, pe de-o parte, politica de reducere de emisii, energii regenerabile, nuclear și așa mai departe, și, evident, politica de a găsi surse noi de energie, gaz natural, în principiu, chiar petrol, care să compenseze ceea ce este folosit în momentul de față de Federația Rusă ca o armă într-un război hibrid militar în Ucraina și economic în restul Europei. Domnule Purica, vă mulțumesc pentru explicații și pentru prezența la Alef News. Cu plăcere.